Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Aș vrea în seara aceasta să aduc în fața dumneavoastră câteva gânduri de învățătură despre 10 greșeli care pot să apară în lucrarea de prorocie. Este o temă care cred că ne este benefică fiecăruia dintre noi. Bineînțeles, Textul care era rânduit pentru seara aceasta din Fapte, din capitolul 10, conține elemente profetice. Domnul i-a vorbit aici Apostolului Petru într-un mod deosebit și vedem lucrul acesta. Dar haideți să rămânem la această temă care este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Și primul lucru sau prima greșeală, primul abuz, prima eroare pe care am luat-o cronologic, să știți, citind Biblia, prima greșeală pe care o poate face un vas de lucru, un proroc al lui Dumnezeu, este să accepte un duh de invidie și acest duh de invidie, să știți, nu garantează nu garantează o lucrare bună. Niciodată Duhul de invidie nu garantează o prorocie, o lucrare bună. Am găsit în numeri în capitolul 12, de la versetul 1 în jos, istoria pe care o știm cu toții. Aron și cu sora lui Maria au vorbit împotriva lui Moise din cauza soției lui Moise. Soția lui era etiopian că probabil că avea pielea neagră, și ei au vorbit de rău, nu știu dacă au fost rasiști sau nu. Dar oricum, în spatele acestei vorbiri de rău era invidia. Lor nu le prea convenea. Dacă o să ne uităm în versetul 2, ei spun acolo așa. Deci numeri 12 cu 2. Nu mai prin moi se vorbește Dumnezeu. Dar prin noi nu vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a uitat, a notat ceea ce ei au vorbit și cu alte cuvinte a spus așa Dumnezeu, nu-i nimic. Voi vorbiți împotriva unei femei că are pielea neagră și împotriva soțului ei, că numai prin el vorbește Domnul, nu-i nimic. O să o fac eu pe Maria albă, reversul. Nu o fac neagră ca și etiopianca, o să o fac albă. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. Ea a chemat la cort, le-a vorbit și i-a mustrat pe amândoi, ascultați bine ce vă spun versetul 6, nu tot așa este cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea, eu îi vorbesc gură către gură. Și versetul 9, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Fraților, atunci când prorocii lui Dumnezeu sunt invidioși pe alți oameni din lucrarea lui Dumnezeu, s-ar putea, sau poate nici nu s-ar putea, ce vorbesc, 100% Dumnezeu se mânie. Se supără. Lui Dumnezeu nu-i place astfel de stare în inima mea, să fiu invidios. Uitați-vă, Dumnezeu s-a aprins de mânie, norul s-a îndepărtat de cort și Maria era plină de lepră albă ca zăpada. Și atunci a trebuit Moise să se roage pentru ea, Domnul se i spună care este remediul, șapte zile afară din tabără. De ce Aron n-a fost lovit și el cu lepră? Că a avut aceeași, același păcat a fost invidios și Aron, a vorbit și Aron de rău. Uitați-vă versetul 1, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. De ce pe Aron nu l-a lovit Dumnezeu? Pe de o parte, Aron era reprezentantul întregului popor înaintea lui Dumnezeu, el era marele preot, dacă era lovit Aron cu lepră, tot poporul era considerat lepros înaintea lui Dumnezeu, pentru că el era reprezentantul legal înaintea cerului. Dar Dumnezeu l-a cercetat pe Aron la momentul potrivit și în versetul 11 Aron intră în mărturisire. Și știți cum scriem proverbe? Cine se mărturisește, Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el. Vedeți, Aron a intrat repede, repede în mărturisire. A văzut ce s-a întâmplat cu Maria, cu sora lui. Și în versetul 11 a spus: Ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pe diapsa păcatului pe care l-am făcut. Și acolo Dumnezeu l-a iertat pe Aron. Vreau să vă mărturisesc că, în urmă cu câteva luni. Eram undeva la o seară de studiu biblic. Noi facem studiu biblic în zona Clujului cu frații de pesate, ne bucurăm foarte mult și eram la o seară de studiu biblic împreună și a venit la mine un frate și a zis așa, vezi că te-am visat într-o noapte că cineva a scos într-o cămară un tort și ți-l așa de frumos arăta, dar s-a strigat din partea lui Dumnezeu, fii atent că e o trăvit. Am zis, mulțumesc frumos m-am tot rugat. Am luat visul fratelui ca un vis de la Domnul. Și m-am rugat și am zis, Doamne, nu mă lăsa să mănânc din torturi, din mâncăruri, din vorbe otrăvite. Și ce s-a întâmplat? N-au durat poate decât câteva zile. Și în România a pornit un curent, dar nu era de la Domnul. O vorbă urâtă, că slujitorul cu tare s-a căsătorit. Și da ce, n-avea dreptul, că soția lui era moartă. Și s-a pornit o vorbă urâtă peste tot și mesaje, și mesaje. Nu am distribuit niciun mesaj, n-am vorbit de rău că am fost avertizat și din potrivă au fost oameni pe care i-am certat, i-am mustrat mi-am adus aminte ce scrie în Proverbe 26 cu 22. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile care alunecă până în adânc, dar asta nu înseamnă că îmi și face bine prăjitura. Și după ce s-a derulat toată lucrarea asta și s-au calmat spiritele, m-am întâlnit cu fratele și au zis, băi, zice, și eu am mâncat din tortul ăla. Era năcăjit, în el o zic că a mâncat din tort fratele care a avut visul pentru mine. Fraților, Duhul acesta de invidie, să știți, și am observat, am observat și vreau să vă spun că diavolul de multe ori lovește. Știți care e problema? Dacă într-o seară de rugăciune Dumnezeu îi dă unui proroc zece cuvinte și el spune zece cuvinte, Domnul să fie lăudat. Dacă de dă altuia o sută de cuvinte și Domnul i le-a dat, să fie Domnul lăudat. Dar asta nu înseamnă că un prorog e mai special ca altul. Nu, nu asta înseamnă. Omul Dumnezeu rămâne omului Dumnezeu și cu cinci cuvinte înțelese și cu 100 sută de cuvinte înțelese. Rămâne tot omului Dumnezeu. Dar să nu lăsăm Duhul acesta de invidie să se cuibărească. Îmi povestea un frate că în timpul comunismului s-a dus undeva într-o misiune și a lăsat două sau trei Biblii acolo. Le-a avut, era un plus și l-au lăsat sub bancă. Pentru că așa era atunci. Nu trebuia să știe oamenii de unde vin biblile, că imediat te lua la rost cu, uh, guvernul de atunci și comuniștii, imediat puteau să-ți facă un dosar. Și omul ăsta a pus câteva biblii sub bancă și a plecat. Dar cineva i-a văzut gestul și imediat a sunat la păstorul acestui frate. Bă, zice, ăsta umblă și duce Biblia ăsta face, fără știrea voastră. Băstorii eu zis prorocului bisericii. Și prorocul, deși era un proroc bun, știți ce cuvânt i-a dat și nu a fost de la Domnul. Proroc bun s-a lăsat cuprins de invidie. Și când s-au întâlnit la un grup de rugăciuni, așa vorbește domnul bărbatule, fiindcă nu te supui autorității, te-am lepădat. Te-am lepădat, e cuvânt greu, și atunci fratele au zis, nu-i nimic, frate proroc, zice, eu acum nu mă duc în bar și trag o beție. Nu, frate, zice, stai că poate, ce poate, nimic. Și o trebuie să se trezească omului Dumnezeu că a făcut o greșeală din invidie, fraților. Din invidie. Invidia asta e un vierme periculos, să știți, și mușcă pe mulți de inimă și le face viața amară și otrăvită. Și Domnul în seara aceasta ne trage un semnal de alarmă să ne ferim de invidie. Invidia generează vorbiri de rău, bârfe, cuvinte care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și mai ales, atât ai de urât și de rău, să existe invidie între proroci și între slujitori. Așa -i. cred că Dumnezeu se întristează când vede așa ceva. Și de aceea, frații mei, fugiți de duhul acesta de invidie. Greșeala numărul 2 în lucrarea de prorocie. Prorocia de ocazie nu garantează un caracter bun. Sunt oameni care vin și spun, măi, dacă omul ăsta o prorocit, e omul lui Dumnezeu, e un om sfânt. Nu neapărat, nu neapărat, nu, nu. Uitați-vă ce scrie în Biblie, 1 Samuel 19 cu 23, Duhul Domnului l-a cuprins pe Saul și Saul înainte, cu o oră, cu o jumătate de oră, căuta să-l ucidă pe David, un ucigaș. Și vine Duhul Sfânt peste el, 1 Samuel 19 cu 23 și apoi continuă în 24, că Saul toată noaptea a prorocit și totuși Saul era un păcătos, un ucigaș. Se poate așa ceva? Și vine într-o biserică cineva și prorocește, și prorocește de ocazie, că nu-i recunoscut ca proroc, ca om al lui Dumnezeu. Noi trebuie să verificăm. Spune Biblia că după roadele lor îi veți cunoaște, dar de unde să-i cunoști roadele dacă tu nu-l cunoști, nu știi cum îl cheamă. Trebuie cineva să-l fi verificat, trebuie să te interesezi greșală mare, fraților și surori, și aici trag un semnal de alarmă. Mi-a vorbit Dumnezeu, zice, printr-un proroc pe care nu l-am văzut niciodată, nu m-a văzut niciodată, nu l-am cunoscut, nu m-a cunoscut. Posibil să-ți fi vorbit Domnul, dar posibil să-ți fi vorbit altcineva. Pentru că dacă el nu este un proroc dedicat, recunoscut de, de Domnul și de casa Domnului, de biserica locală, Puțin probabil că el va veni și îți va da un cuvânt din partea lui Dumnezeu. S-ar putea să fie un ghicitor. Știți ce am pățit eu din anul 2001? Și am început să discut cu o tânără, așa, după mintea mea. Mi-a vorbit Domnul într-un fel, n-am înțeles și am început o discuție cu tânăra asta. Discuții în care ne-am ferit de păcat, ne rugam, aveam întâlniri rare și mai mult discutam din ale Domnului. Dar după câteva luni s-a rupt legătura. N-am avut absolut nimic, nici n-am atins-o atâta, să o țin de mână sau așa, nici poveste, nici pomenială. Și după ce s-au derulat lunile astea, bineînțeles că am fost necăjit și m-am supărat și m-am rugat și am zis Doamne, de ce o trebuie să se întâmple lucrul ăsta? Nu îmi puteai spune dinainte să nu mă mai leg de fata asta sentimental, de ce? Și am sunat la un număr necunoscut, adică știam numele acelui om, dar nu știam cine este. Știam că era de undeva de prin Baia Mare, mai sunasem la el în urmă cu câtva timp, și fără să se roage la telefon, zice, se vede o tânără și mi o descris-o perfect, mi-a zis. Înălțime, ochi, păr, culoare, tot, 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 tot mi-a zis. Acum să vedeți cât e de parșiv diavolul. Diavolul a văzut că eu, oarecum am legat sentimental de tânăra aceea, și-a vrut diavolul să vină și să înlocuiască iubirea mea de Dumnezeu cu iubirea pentru o ființă omenească. Și îl sun iar, Alo, pacea Domnului, pacea Domnului, am o cauză, nu se roagă, ca și dățile tricuri, nu se roagă deloc. Direct. Zice, auz, sfatul vrăjitorilor zice și au început să zică ceva, am și uitat ce mi-au zis. Am închis telefonul, m-am pus pe genunchi și am început să plâng. Și am zis, Doamne, iartă-mă că am apelat la un vrăjitor. Dar cât îl sunau și le vorbea din partea Duhului Sfânt? Vă dați seama, fraților? E așa de important să fie oameni verificați. Pentru că spune Domnul Hristos în predica lui de pe munte, o predică magnifică, spune că după roadele lor îi veți cunoaște. După roadele lor, pe dinăuntru lupi răpitori, pe din afară haine de oi, adică spocăit, vorbește cu pacea Domnului, se roagă dacă e cazul, culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele și atunci de unde să știu eu, numai dacă nu am un duh, un dar de deosebire a duhurilor, așa îmi dau seama dacă e sau nu e de la Domnul. Dar e foarte important să mergem pe lucruri cunoscute și să vedem prorocii aceștia de ocazie trebuie verificați, fraților. Și au zic cu dragoste, nu zic cu ură, cu răutate, tocmai ca să putem să avem o lucrare autentică a Duhului Sfânt. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că am observat că în ultima vreme diavolul parcă a declarat Prorocilor Domnului le-a declarat un război foarte puternic. Sunt oameni care uh, pun în aceea joală pe lucrătorii ai Domnului, proroci autentici, oameni care au de la Domnul descoperiri deosebite, îi pun în aceea joală cu alții care au prorocit că Trump va lua alegerile, că nu știu ce, că nu știu ce, pe toți îi pun în aceea joală și zic nu domnule, nu există, ba da, există. Acolo unde există adevăr, există și falsitate. Acolo unde există bani adevărați, există și bani falși. Acolo unde există proroci adevărați, există și proroci falși, proroci mincinoși. Că altfel, diavolul, de ce să mai aducă minciună când toată treaba e minciună, când toată lucrarea e minciună? Diavolul nu mai are interes să facă lucrul ăsta. Dar fiindcă există proroci adevărați, diavolul mai aduce printre ei și proroci falși. Greșeala numărul 3 tot în lucrarea de prorocie, un trecut frumos sau o viață de experiență în lucrarea de prorocie nu garantează o lucrare autentică. Și asta e un pic dureroasă, să știți, dar e adevărată. Psalmul 74 cu 9 spune, între noi nu mai este niciun proroc care să știe până când. Și am întâlnit două categorii de oameni Oameni care au fost sensibili la ceea ce le-a vorbit Dumnezeu și când le-a spus Domnul stop, s-a oprit. Este un bătrânel, are 92 de ani, acum a trecut pe 93. În urmă cu câțiva ani, Duhul Sfânt i-a arătat, el a fost proroc, văzător și este actualmente prezbiter, un om deosebit. După o experiență îndelungată în lucrarea de prorocie, Domnul i-a arătat o vedenie pentru el. El pentru el a avut o vedenie. Și în vedenia lui era un drum și drumul acesta s-a închis. Deci el s-a dus pe drum, drumul s-a închis. El a înțeles lucrul acesta, s-a dus în fața bisericii și a zis fraților, surorilor, Astăzi am avut ultima prorocie, ultima descoperire și asta a fost pentru mine. De azi înainte, nu mai veniți pe la mine să mă rog, eventual veniți, mă rog, dar nu ca să vă vorbească Domnul. De azi înainte o să vin la biserică și o să recit poezii. Atâta pot să fac, atâta mai sunt în stare să fac, de azi înainte, Dumnezeu cu fiecare. A fost un om sensibil, dar am întâlnit oameni, fraților și surori, care erau ca și în poezia sau cântarea aceea, o albie uscată pe unde a curs un râu odată. Așa erau. Și deja ajunseseră la o vârstă venerabilă, înaintată. Și totuși ei vorbeau și spuneau așa vorbește Domnul și aceleași cuvinte, aceleași cuvinte, aceleași cuvinte, aceleași cuvinte aceeași prorocie. Și uite, o viață de experiență în prorocie nu-ți garantează neapărat o prorocie autentică. Poți să ai o viață de experiență în prorocie, în lucrare de prorocie. Și să știți că aici, nu vreau să arunc cu noroi, am întâlnit cazuri, cazuri, dar astea direct inspirate de Dumnezeu, cazuri în care aproape și pe patul de moarte Omul avea din partea lui Dumnezeu descoperiri, dar asta nu ține de noi, ține de Dumnezeu. Și atunci fiecare să-și cunoască locul. Dacă Dumnezeu încă zdăruiește dăruiește și simți zvorul cum curge curat, curat, curat și autentic, atunci slăvit să fie Domnul. Nu am ce să zic nimic, nu am ce să zic nimic, dar revin. A treia greșeală, lasă că ăsta are experiență și sigur Domnul vorbește prin el, nu neapărat fraților, nu neapărat. Am fost la Turda, eram, pot să zic, încă copil și am intrat în casa unuia care ulterior am aflat că era exclus din biserică, era pus deoparte și omul acesta a început să vorbească, să prorocească în trei limbi. Era limba italiană, era limba germană și era limba română. Și vorbea, dar nu vorbea de la Domnul, că am aflat ulterior. Vorbea câteva cuvinte în limba italiană, vorbea în română, dar încălcit, că nu-l înțelegeai. Nu-l înțelegeai, începea o propoziție, parcă uita, își pierdea memoria, începea alta, nu, 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 puteai să scoți o învățătură de ceva, să-ți dea Domnul, o taina în inimii, nimic. Dar după aceea vorbea în limba germană și spunea, mulțumesc, a adică la revedere. Și m-am dus cu înregistrarea, că am înregistrat, la o tânără care făcuse la litere limbi străine. Și am zis, te rog frumos, tradum ce vorbește omul ăsta în italiană și în germană, că eu nu înțeleg. Ei, ce vorbea el? Din cauza că el a avut o experiență în spate, dar nu s-a supus bisericii. Și ăsta e un punct cu supunerea, putem să-l amintim imediat. Din cauza că omul acesta nu s-a supus bisericii, au intrat alte duhuri pe fir, și vorbea în limba italiană în felul următor. Comand semnul cruce, ca și vrăjitorii. Și zicea un alt duh, cred că era dialog între duhuri rele, un alt duh spunea gut, 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 adică bine, bine, bine. Și după omul începea să vorbească în română. La final spunea mulțumesc tot în germană, la revedere, după aia comand alt semn, semnul gondola, gondola era o barcă și tot așa mergea pe acest sistem. Și nu era de la Domnul. Și acesta este al treilea lucru pe care l-am amintit. Un trecut frumos sau experiența nu neapărat garantează. Trebuie să avem o viață frumoasă, fraților. O viață de curăție înaintea lui Dumnezeu. Un trecut frumos, dar și un prezent frumos. Domnul să ne ajute. Patru, greșeala numărul patru. Interesele materiale sau, să spunem în ghilimele spirituale, anulează prorocia autentică. Biblia vorbește, Ieremia 6 cu 13, proroci care erau lacom de câștig mărșav. Mica vine și el și spune în 3 cu 11, prorocesc pe bani. Și iarăși aici putem vorbi lucrul acesta deschis. Sunt interese materiale și dacă un proroc umblă în misiune ca, cu gândul cât primesc câți bani prime sau dacă stă acasă și așteaptă să meargă cineva cu banul la el sau cu cadoul. Ceva nu e în regulă. M Apreciez foarte mult când mergem în Bucovina, este o soră, nu vă dau numele că e supra-solicitată, merg la ea mulți, frați, la rugăciune. Dar femeia asta nu vrea să ia nici un cadou, nimic, 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 nimic. Îți spune cadou în brațe, du-te cu el de aici. Eu vreau răsplată de la Dumnezeu. Ăștia de mare apreciere, să știți, de mare, de mare apreciere. Dar sunt alții care au interese spirituale, vorbeam în ghilimele spirituale, adică să fie recunoscuți că ei au un statut de proroc, că ei sunt cineva în biserică și ei atunci încep să spună așa vorbește Domnul. Când eram copil, era un băiat care când era cu biserica, când pleca în lume, când înăuntru, când afară, tot așa mergea. Și auzind băiatul ăsta, când în 1992 a pornit Duhul Sfânt o mișcare puternică în biserica din Câmpia Turzii și erau botezați tinerii cu Duhul Sfânt și cântau în alte limbi și strigau acolo de bucurie și era o, o atmosferă cerească, a venit și el din lume. Un bețiv, un fumător, asta era el. Noi îl știam, îl vedeam. Mergea prin oraș și avea faptele lui rele. Dar au venit în biserică și văzând că biserica e așa de plină de puterea Duhului Sfânt, la un moment dat când s-a oprit așa rugăciunea și a scăzut în intensitate, a strigat, așa vorbește Domnul Poporule. Și un bătrân din spatele lui a tras o palmă după cap și a zis, taci în adunarea Domnului. Și l-a lecuit, l-a vindecat. De atunci copilul ăsta n-a mai venit să prorocească în adunare. Și acum mai tot în lume. Dar vedeți, sunt oameni care au interese să vină în biserică și să vorbească, să fie recunoscuți cine sunt ei. Și lui Dumnezeu nu-i place astfel de abuz, astfel de greșeală. O a cincea greșeală pe care am notat-o eu, lipsa de experiență poate să anuleze o lucrare autentică. Eclesiastrul, capitolul 10, cu versetul 1, muștele moarte pot să crească un delemnul. lemnul. Puțină nebunie poate să biruiască înțelepciune și slavă. Și ce de făcut cu astfel de oameni, fraților? Undeva într-o biserică, un tânăr, citați vă în Ieremia 23 cu 28, pentru ce să amesteci paiele cu plea, grâu cu paiele sau paiele cu pleava? Scrie acolo, spicele cu pleava. Pentru ce? Un tânăr era într-o biserică și tânărul ăsta a început să vorbească, să prorocească, i-a dat Domnul. Și să știți că aici, în domeniul acesta, când Domnul dă daruri la tineri, este de acționat, cineva dintre cei care au experiență trebuie să ia pe cei mici, în lucrarea de prorocie și să-i crească fraților. Pentru că aceste daruri în biserică sunt, să știți, perfectibile, nu sunt perfecte. Acum, haideți să o și vorbim pe cea dreaptă. La un tânăr care a început în lucrarea de prorocie, nu poți să mergi cu o problemă de viață și de moarte, cu o problemă încărcată așa de. de, de... Știți? Deci nu poți să te duci. La el trebuie să-l pui la probă, să-l pui la încercare, să-l crești, să-l ajuți. Deci nu poți să te duci. Dar nici să-l disprețuiești, să-l lovești cu piciorul, să spui, mă, tu -ai de la Domnul nimic. Că atunci poți să lovești un suflet care să cadă sau să fie lovit pe viață. Ei, un tânăr era într-o biserică și prorocea, vorbea. Și un frate în vârstă a avut o vedenie în dreptul lui că tânărul ăsta lua de pe un câmp flori, dar din nebăgare de seamă, din neatenție, din lipsă de experiență. Odată cu florile rupea și fire de iarbă și le dădea oamenilor și spunea luați florile astea, ca și cum cuvintele pe care el le-ar fi dat ar fi fost toate de la Domnul, dar nu erau toate de la Domnul. Și atunci, fraților și surori, Bătrânul acesta l-a luat pe tânăr lângă el și l-a crescut. Pentru că vreau să vă spun și aici, și fac o paranteză pentru că e benefică, mai ales pentru lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, lucrare de prorocie. Am întâlnit diferite moduri în care Dumnezeu vorbește prorocilor. Am fost foarte curios. M-am dus la unul și l-am întrebat, ție cum îți vorbește Domnul? Și mi au spus, am fost cu un frate în misiune de câteva ori și l-am auzit prorocind. El predica de fapt, predica, e păstor, dar e și proroc. Și în timp ce predica, zice, văd din partea Domnului un porumbel care intră în biserică. Și el vedea, uite așa, stătea cu ochii deschiși și îl vedea în spate. Văd cum porumbelul începe să scrie cu ciocul, oare ce scrie? Și a început să citească, așa vorbește Domnul poporule și citea. Și asta a fost o lucrare dată prin vedenie, prin simțul spiritual al văzului. Dar am întâlnit caz, m-am dus la o soră și o cunosc, trăiește și astăzi, are către 75 de ani. Frate zice, eu aud o voce și sunt foarte atentă și retentă repet după vocea aceea. Vocea zice, vocea Domnului, îmi spune exact așa, așa vorbește Domnul, poporule sau persoană, femeie, bărbatule, și zice, eu repet după cuvântul acela, repet, repet. Și ce zice Domnul? Eu asta spun. Dar am întâlnit un mod al lui Dumnezeu de a lucra printr-un dar de cunoștință și vine o informație în mintea unui om o informație. De exemplu, poporule, în scurte zile sau în scurtă vreme, voi a fost, să știți, uite, am fost în 5 decembrie în Vicov și prin fratele Nicuță a fost dat o lucrare. Eu am înregistrată, vă pot da la fiecare. Zice, în scurtă vreme voi zgudui o parte a lumii acesteia. Și zice, zguduiturile se vor resimți chiar și în țară, în România, dar pe ai mei îi voi ferie, a zis Domnul. Și a fost lucrarea cealaltă prin fratele Bodârlău, care a fost chiar în ziua respectivă, când a pornit cu tremurul. Vedeți, a fost un, un mesaj, un cuvânt. Dacă îmi vine mie o cunoștință ca proroc și Domnul îmi spune în scurtă vreme, deci am ideea asta că timpul e scurt, al doilea lucru îmi vine tot în minte, dar de, de la Domnul, o cunoștință. Va fi o zguduitură sau un cutremur. Ei, dacă prorocul are credință 100% pronunță cuvântul cutremur. Dacă nu are credință 100% sau poate Domnul îi dă numai un cuvânt pe măsura credinței lui, el spune va fi o zguduitură, dar nu-i fals, nu-i rău. Rău ar fi atunci când devine informația în minte să adauge de la el, asta ar fi foarte rău. Dar rău ar fi și din partea celor care ascultă să-l judece dacă cumva el greșește gramatical. Mă înțelegeți? Pentru că el a primit o cunoștință. El n-a primit, că vă spun, de al patrulea mod de a veni de la Domnul mesajul. L-am întâlnit și acesta. Mesaj care vine ca și vorbirea în altă limbă, în mintea ai fără rod și gura merge înainte și vorbește în limba română. Și așa vin cuvinte, am întâlnit proroci care au zis, frate, nu înțeleg cuvântul cu tare. L-am prorocit, l-am rostit, l-au zis, domnul, dar te rog, explică-mi-l tu. Că zice, eu nu-l înțeleg. Înțelegeți? Dar în momentul când îți vine o cunoștință și tu, din cauză că ori ești obosit, ori poate nu te exprim bine, că să știți, cunosc câteva cazuri de proroci care se exprimă foarte înclăcit, să zic așa. Vorbind gramatical, dacă cineva care a făcut școală se duce și îl pune la probă sau îi notează lucrarea ce el Tot rostit, o zice, asta nu e la Domnul. Fals, nu, nu. Informația a venit, dar el, ca vas, vorbesc, este imperfect. Dar nu imperfect că e păcătos, nu la asta ne referim. E imperfect din punct de vedere al educației. Și atunci cunoștința aceea, el o ia și o prelucrează cu propriile lui cuvinte. Și acolo s-ar putea să greșească în anumite expresii. Dar asta nu înseamnă că prorocia n-ar fi de la Domnul. Ei, tânărul acesta, revin la tânărul acesta, el lua iarbă și cu flori pentru că nu avea experiență și le dădea așa vorbește Domnul Poporule și el primea ceva, dar mai adăuga, mai adăuga. Și nu era bine și o trebuit să fie crescut. Cum să fie crescut? Bătrânul nu l-a luat să-i spună, bă, prorocește asta, asta, asta. Nu, nu. Vă spun iarăși, tot aici, pentru că e important pentru noi. Eram la început, undeva prin 2001, Domnul mi-a arătat, cred că prima vedenie din viața mea, Eram la o femeie acasă, femeia asta prorocea, și uh, tot nu era de la Domnul. Nu Am aflat ulterior că femeia asta a fost vrăjitoare când era în lume și apoi s-a botezat și a început să prorocească la pocăiți. Acum am eu o sensibilitate, nu știu voi cum sunteți, dar dacă vine un vrăjitor și se pocăiește mai bine aștept de la Dumnezeu să crească un copil să fie proroc, nu să-l facă pe vrăjitor proroc. Numai asta poate, e prea mult să cer eu Domnului lucrul ăsta. Dar eu n-aș putea să cred o prorocie care vine în biserică printr-un fost vrăjitor. N-aș putea să o cred, eu personal. Asta e sensibilitatea mea, Domnul să mă ierte. Dar eram la femeia asta și n-am știut trecutul ei, l-am aflat ulterior, în momentul în care femeia asta, Începea să vorbească în alte limbi, vedea mocioară, eram cu ochii încheși normal, dar vedea mocioară, asta a fost prima mea viziune. Vedea mocioară cum vine așa spre mine și m-am speriat. Și am început să mă rog în mintea mea, sângele Domnului, Doamne, păzește-mă, Doamne, în mintea mea, că gura îmi vorbea altceva. Mai erau și alții acolo. Și femeia se bloca, nu mai putea vorbi în altă limbă și clar, n-a mai putut proroci. Și s-a întâmplat exact aceeași lucrare de două, de trei ori ne-am ridicat, zice, nu știu ce se întâmplă, diavolul îmi pune piedici, nu pot proroci, dar am știu cine îi punea piedici. Eu pus Domnul. Am plecat de acolo, n-am mai mers niciodată. Am aflat ulterior istoria ei, o istorie tristă. Ok, dar am început să mă duc și eu în misiune. Și mi-am dat seama că mergând în misiune și din cauza lipsei de experiență, mă duceam într-o biserică și aveam o vedenie, o, o viziune, și mă duceam după trei zile sau cinci zile în altă parte cu grupul de misiune. Și aveam o imagine asemănătoare cu cea pe care am avut-o dincolo. Până mi-am dat seama și am zis, extraordinar, nu e regulă, măi, ceva nu e regulă, trebuie să mă pocăiesc. Și atunci a trebuit să-i caut pe frații bătrâni și așa am ajuns eu să caut proroși bătrâni. Și am ajuns la fratele Victor Miclea din Fodora și fratele m-a luat deoparte și o zis, tinere, hai încă o să te învăț cum trebuie să procedezi în lucrarea asta, că asta e sensibilă. Și știți ce mi-au zis? Și sfaturile astea le dau la mulți, la câți întâlnesc și sunt interesați de subiect, le dau sfatul acesta. Pentru că și eu l-am primit de la oameni bătrâni. Odată cu darul pe care Dumnezeu ți-l dă, spunea el, cere și un dar de cunoștință, să știi în ce domeniu se adresează lucrarea asta. Că tu poți să vezi ceva, nu? Ok, văd ceva, văd o cunună. Dar cununa poate fi de spini, cununa poate fi de aur, cununa poate fi poleită cu aur și să fie contrafăcută. Și să vină diavolul să o aducă cuiva și să spună, uite, îți dau cununa asta, dar e numai poleită, e un dar, dar e un dar fals. Și atunci mi-e îmi trebuie un dar de cunoștință, alături de darul pe care mi l-a dat Domnul, ca să înțeleg la ce se referă Domnul în imaginea pe care o văd sau în prorocia pe care o am. Și pe lângă asta, dar de cunoștință să știu cui îi se adresează lucrarea. Că am întâlnit un vas de lucru, patru sau cinci lucrări, ne-am ridicat, a cui eu fost lucrarea, ce nu mai știu. Păi dacă nu mai știe, ce luați-o care, dar nu se poate așa, frate, nu se poate. Trebuie să ai de la Domnul o direcție, să știi cui îi se adresează lucrarea respectivă. Asta a fost primul sfat pe care l-am primit de la fratele Victor. Dar de cunoștință pe lângă darul, propriu zis, al prorociei sau al vedeniei. Apoi tot fratele spunea, și asta poate e mai important decât toate, dacă se întâmplă în viața ta să ai o alunecare spirituală, un păcat, ceva, cât de mic, stai înaintea lui Dumnezeu până cugetul tău, conștiința ta îți spune, acum pot să folosești darul în lucrarea mea. Dacă nu stai înaintea lui Dumnezeu, dacă calci cu piciorul tău pe conștiința ta, vine vremea când Dumnezeu nu-ți va mai vorbi sau va veni diavolul și îți va vorbi el și atunci nu mai știi cine îți vorbește pentru că conștiința ta e murdară, e pătată. Și am luat-o ca atare. Și fratele îmi spunea, exemplu, zice, dacă te simți păcătos, murdar, poate la nivel de privire, de gândire, așa, zice, ia frate o zi, două, trei zile de post, sfințește-te înaintea lui Dumnezeu și stai înaintea lui Dumnezeu până Domnul vine și iară te pune acolo unde trebuie să fii pus. Dar nu te duce cu păcatul în suflet să prorocești, că asta nu-i de la Domnul. Și asta a fost iarăși un sfat deosebit. Un alt sfat, să ne dea Domnul un dar din înțelepciune, fraților. Pentru că sunt cazuri când se duce cineva într-o biserică și începe să vorbească, să prorocească, și sunt anumite lucruri sau anumite lucrări, anumite mesaje care nu trebuie să le audă poporul. M-au zis, nu trebuie să le audă poporul. Sunt cazuri de păcat, cazuri ascunse, lucruri murdare, care trebuie spuse între patru ochi și cu pocăință și cu părere de rău și cu remedierea unor greșeli. Astea nu trebuie să le audă toți și de aceea trebuie să fim foarte atenți și toate astea le putem pune la lipsa de experiență. Și atunci, dacă vine un tânăr, ce frate, de ce nu mă lași să prorocesc în biserică? De aceea că tu trebuie să le înveți astea, astea să abecedarul prorocului. Tu trebuie să fi crescut și după ce ești crescut în lucrurile acestea, poți să ai lucrare de la Domnul. Deci vedeți, a cincea greșeală, lipsa de experiență, poate anula o lucrare autentică. A șasea, ascunderea mesajului poate atrage pediapsa lui Dumnezeu? În Ezechiel 3 cu 17, fiul omului te-am pus păzitor asupra casei lui Israel. Dacă vei spune celui rău, vei muri negreșit. Ți-ai scăpat sufletul, te-ai salvat de la moarte. Dar dacă i-ai ascuns mesajul lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu e supărat pe tine. Ascunderea mesajului. Sunt cazuri în care proroci, zice, să nu l supăr, mă, îl ascund, l ascund. Bă, alții mai iau și îl mai îndulcesc mesajul. Nu, frate, dacă Domnul ți-a dat mesajul cu tare, nu te teme că îți face ceva rău, sau știu eu. Nu te teme, nu te teme. Eram în uh, lunile trecute undeva în casa unui frate și spunea că lui i-a descoperit Duhul Sfânt o stare a unei persoane din adunare, dar era o stare de păcat. Și s-a dus la persoana aceea acasă, ca știu de la Domnul, mă, trebuie să mă duc să-i spun. Și a spus, uite, asta mi-a zis Domnul. Și au zis, nu e adevărat. Și încă așa de supărată și afectată a fost persoana aia, că în toată biserica l-a vorbit de rău pe fratele. Și au zis ăsta e proroc mincinos, proroc mincinos, tot așa i zis. Și a durat vreo 2 ani, până frații au prins-o pe persoana aceea în flagrant. Era în păcatul acela pe care l-a spus prorocul sau domnul prin proroc. Și atunci s-a reunit comitetul și vedeți ce frumos e să fie omul Domnului. S-a reunit comitetul și a zis pe sora aia, o punem noi deoparte. O punem deoparte, o excludem. Doi ani nu vorbi de rău, doi ani să stea deoparte. Și a mers prorocul la ei și -o zis, mă, fraților măi, voi nu faceți bine ce faceți. Vedeți ce bine e să fie omul Domnului. Păi cum nu facem bine? Voi știți dacă Dumnezeu a iertat-o sau nu? Asta o știți? Că nici eu nu o știu. Mie nu mi-a descoperit-o Domnul. Dacă Domnul a iertat-o că m-a vorbit pe mine de rău, voi cine sunteți să nu o iertați? Lăsați-o în pace. Din partea mea nu e nicio problemă. Au pus-o deoparte pentru păcat. Dar nu pentru că l-a vorbit de rău pe fratele. Fratele a vrut așa să fie. Și Domnul i-a dat o inimă mare ca să ierte și să iubească. Șapte. Greșeala numărul șapte. Acceptarea unui duh străin poate să aducă dezastre spirituale, există cel puțin trei surse din care poate să vorbească cineva. Sursa divină, spirituală, Duhul Sfânt, El este sursa, spune aici în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 11, toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci Duhul poate să dea. Ea e sursa numărul 1. Dar există sursa numărul 2, numită omul sau firia pământească. Și am găsit în Ieremia 23 cu 16 acest aspect. Oameni care vorbesc din inima lor, din închipuirile lor, din propria lor ființă. Și aici s-ar putea să fie foarte greșit, foarte wrong. Dar este sursa numărul 3, care chiar e greșită. Diavolul. Omul mai greșește, poate mai aude o poveste, în biserica cu tare s-a întâmplat ceva și atunci poate e influențat cumva, dar oricum, fără să-și dea seama, nu e influențat nimeni. Și el merge și vorbește, prorocește de la el, că auzi ceva de aici, de aici, vorbește, prorocește. Și asta nu-i bine. Dar este caz când vine diavolul și diavolul preia pe om și începe să vorbească prin el. Și asta e foarte periculos, să știți, foarte periculos povestea o soră din Cluj că a fost undeva plecat în misiune, într-o biserică și când a intrat în biserică a auzit a auzit și sora asta, a spiritual, a auzit un demon care vorbea în felul următor. Astăzi, aici în biserică, aș vrea să vorbesc lucruri adevărate, dar lucruri de scandal. Și pentru asta caut un om, un bărbat sau o femeie. Și când a auzit sora, s-a speriat și a zis, Doamne, nu îngădui, nu îngădui, nu Dar ce s-a întâmplat? Deodată, o femeie care niciodată n-a avut sese lucrări până atunci, a spus, așa vorbește domnul poporului. Și a început să vorbească. Și vorbea ce nu trebuie. Adică erau lucruri adevărate, dar erau de scandal. Când s-a terminat slujba, femeia beata de ea, roșie la față, cu capul plecat, se uita la frați, numai așa, dacă cineva o salută, era terminată. De ce? S-a dus ora prorociță la ea și eu a zis, vezi, te-a folosit diavolul astăzi. Diavolul te-a folosit. Tu nu trebuia să te lași influențat. Uitați, acceptarea unui duh străin poate să aducă dezastru spiritual. 8. Influențele altor vase de lucru, iarăși, și astea sunt cu probleme, pot să aducă și acestea, o prorocie care nu e autentică. Au că cinci proroci, ca și la, amintiți-vă, la Ahab, proroceau toți la fel, o veni și ăsta, Ce zice, zici și tu ca noi. Am întâlnit cazuri, să știți, și nu puține, în care predicatorul a predicat și prorocul la rugăciuni a preluat cuvinte din predică și le prorocea. Nu-i 100%. Am întâlnit și cazuri când predicatorul a predicat și a fost oprit de cineva din biserică și o zis, stai jos, că nu e adevărat, dar prorocul după aceea a preluat mesajul și l-a dus, că era de la Domnul. Am întâlnit și cazuri de astea. Da, revin, am întâlnit cazuri de influență, fie din predică, fie din alte prorocii, în care un proroc, care era mai începător, a preluat de la alții și o dezvoltat, dar de o dezvoltat în așa fel încât nu era ceva bun acolo. Și asta să știți că e un mare pericol, nouă, a noua greșeală. Și asta poate ar, ar fi trebuit să fie pusă prima. O prorocie contra Bibliei noi de la Domnul, fraților. Asta e 100% ce vă spun. Pentru că 2 Petru 1 cu 20 și 21, nicio o prorocie din Scriptură nu se poate judica singură. Se judică prin Scriptură. Orice prorocie, orice lucrare, orice mesaj, se judică prin sita Evangheliei. Am întâlnit oameni care spuneau, frate, există prorocii care anulează. Nu e adevărat, frate, nu anulează nimic. Biblia nu poate să fie anulată, Biblia este infailibilă, Biblia nu-i de atacat, Biblia nu este da și nu, nu-i jumătate, jumătate, nu, îi da și amin. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Nu există prorocie care să vină și să spună fraților, ascultați-mă ce vă spun, pentru că trăim într-o vreme în care diavolul face ravagii și sunt oameni care aleargă după proroci să le spună Dumnezeu dacă-i voie să divorțeze sau nu de soție, ascultați-mă, astea nu de la Domnul să-ți vorbească o sută de proroci, că da, du-te înainte, că Domnul e cu tine și tu vrei să divorțezi. Aia e de la diavolul prorocia. Ori nu a fost atent prorocul, ori Domnul poate zice altceva. Fii foarte atent, nici o prorocie care e contra Bibliei nu este autentică. Și apoi a zecea greșeală. O prorocie care urmează după alta, pe același subiect, nu anulează pe prima? Nu, am întâlnit oameni care atâta mergeau, Doamne, oare noi? Și Domnul spunea, nu-i mă, nu -i. Și iară se ducea, și iară se ducea, și iară se ducea. Și avea zece, nouă erau cu nu și a zece era cu da. ah, în sfârșit, zice, Domnul mi-a spus ce trebuie. Asta știi cum fac unii, ca și bătrânica aceea care s-a dus la intersecție, și zice, să iau în stânga sau în dreapta și arunca uh, cârja în sus, să vadă unde merge vârful de la cârjă. Și au zis, am aruncat-o de trei ori, de patru de cinci, a șase, a șaptea oară. Bun, 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 s-a dus. Și a venit un tânăr, zice, dar de ce ai aruncat-o de șapte ori? Primele șase nu au fost bune. Ce numai șapte au fost de la Domnul. Nu, nu, nu. Vă aduc un caz biblic, fraților. Era prorocul care s-a dus și a prorocit împotriva altarului din Betel. Se împlinește în aceeași zi. Altarul se crapă, ce nu-și acurge era prorocie rostită de omul Domnului. Asta una, minunea unu, dacă vrei minunea 2, întinde împăratul ieroboa mâna îi se usucă minunea 3, se roagă omului Dumnezeu își poate trage mâna împăratul înapoi uite câte minuni se întâmplă acolo, minunea 4 s-a întâmplat în istorie prevestirea lui Iosia, altarul, altarule pe tine se vor arde o semință omenești și va veni un fiu al casei lui Iuda cu numele de Iosia și ăsta va împlini planul meu așa vorbește Domnul și s-au împlinit trei în aceeași zi și prorocia aia minunată cu privire la Iosia S-a împlinit în istorie. Și totuși, la omul ăsta i-a zis: Dumnezeu, știi ceva? Nu te oprești acolo și te duci acasă pe alt drum. Și el merge și vine prorocul bătrân din Samaria. Hai că un înger, fraților. Dumnezeu nu anulează ce a spus mai întâi. Balam era acasă și o zis: Totuși, mai stați că Dumnezeu de prima dată n-a vrut să mă lase, poate acum mă va lăsa. Nu, fraților, nu. Fiți foarte atenți. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit un lucru, lucrul acela rămâne da și amin. Nu se poate da și nu. În Dumnezeu nu există și da și nu. Toate lucrurile în Dumnezeu sunt da și amin. Eu vreau să rămân la gândurile acestea. Sunt niște reflexii personale despre lucrarea de prorocie, pentru că am considerat că lucrarea asta e foarte sensibilă, foarte gingașă. Să știți că e importantă în biserică, nu o dăm la o parte, apreciem lucrarea de prorocie, dar trebuie făcută bine după Scriptură. Și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Amin.